Președinta Ungariei, Katalin Novak, a acordat grațierea prezidențială unui terorist de extremă dreaptă cu ocazia vizitei Papei Francisc la Budapesta. Extremistul fusese condamnat în martie la 6 ani de închisoare. Justificarea șefei statului maghiar a fost că vizita papală este un prilej de a-și exercita puterea de a ierta, împreună cu Gheorghe Budahazi. Au fost grațiați și alți membri ai celulei teroriste numită Mișcarea Hunia. Între 2007 și 2008, Mișcarea Naționalistă Radicală ar fi încercat să arunce în aer și să incendieze casele unor politicieni de stânga, precum și liberali. Mișcarea a atacat atunci un club al comunității gay, o casă de bilete care ar fi refuzat să vândă bilete pentru trupe rock de orientare extremistă și aproape a ucis un fost politician evreu. Gruparea plănuia și alte atacuri violente. Anterior, în 2002, Budahazi a ocupat un pod din Budapesta după înfrângerea electorală a lui Victor Orban, în încercarea de a preveni un transfer pașnic de putere între administrații. De asemenea, el a mai jucat un rol proeminent în revoltele violente ale extremei drepte din 2006. Budahazi este cunoscut pentru opiniile sale împotriva comunității LGBT, dar și pentru opiniile sale rasiste și antisemite. În 2016, la întrebările unui reporter, el i-a răspuns cu o altă întrebare privind originea sa evreiască, apoi a refuzat să-i mai răspundă. Între timp, se pare că Gheorghe Budahazi nu a arătat nicio remușcare pentru faptele pentru care a fost condamnat și nici părerile lui nu s-au moderat. El mai fusese condamnat în trecut tot pentru fapte asemănătoare. Președinta Novak, considerată a fi loială lui Victor Orban, ar avea opinii extrem de conservatoare și ar fi petrecut ani de zile colaborând cu politicieni de extremă dreaptă proruși din Europa și din lume, precum Matteo Salvini sau Marine Le Pen. Victor Orban a afirmat în repetate rânduri că există toleranță zero pentru antisemitism în Ungaria, însă odată cu această grațiere, autoritățile maghiare par a demonstra contrariul.